Fondelicu, mamă, mamă! Ți dea Dumnezeu sănătate în moșul meu, că l-o scos în cale. Dacă respecti litera și noția, să-ți trimit ingredientele la tine, în bucătărie. Și încă una, și mă duc. Cea mai delicioasă rețetă de salată și am mâncat-o vreodată. Nu o să-ți vină să crezi. Da, dragi mei poftișoși, rețeta asta vine tocmai de la Nea Mihai. Dacă nu știi pe Nea Mihai, ei bine, el mi-a recomandat să fac și aia de tei pentru voi. Că poate nu știați cum să fac și aia de tei. E năstrușnic așa moșneagul, da? Știi unele. Știi unele și bune. Și dragi mei poftișoși, ce am aici? Ei bine, salata vestita lui. Are vreo 39 de ani vechime de când o inventat-o. Da, că ea lui, îi aparține. Și însă o gândesc să fac salată de ridichi neagră. Și cum o pregătește el, e ceva ieșit din comun. Dragi mei poftișoși, asta îmi fac. O salată mai pomenită, ușoară, simplă, delicioasă, exact cum îi place lui Nea Mihai. Și nu e chiar așa simplă, că vine cu pește afumat, chiar așa o mănâncă. Și dacă te întrebi așa, ei bine, ridichia neagră știi foarte bine că ne ajută până sezonul reșe. Să scobești așa ridichia neagră, spune miere de albin sau zahăr, ies un lichid, ăla îl bei și când ești răgușit, când ești cu tusi, când ești gripat sau tot fel de virușe de asta ce ai prin gât, ei bine, ridichia neagră faci și minuni. Și se pare că Nea Mihai știe lucrurile astea. Da, le știe. De 39 de ani mănâncă în sezon sălățica asta. Și acum, în ultima vreme, mănâncă cam des. Cred că are niște secrețele pe care le ține minte. Sau le știe din tinerețe. Vorba aia, salată cu greutate. 39 de ani vechime, inventată de Nea Mihai. Marele meșter. Așa că, dragii mei pofticioși, ce să vă mai zic? Hai, hai la treabă să vă arăt cât de simplă se face această minunată salată de la Moș Mihai. O nebunie, nu alta. Și dau, să-i dau și numele lui. Salata de ridiche a lui Moș Mihai. O nebunie, nu alta. Să fie pomenit de toată lumea. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Că știi tăte, știi și-a găti. Rețeta asta. Dar o faci ghine. O faci ghine din calea afară. Hai să-ți arăt cum o pregătesc. Iar ingredientele ce le-am aici le găsiți și acolo jos în descriere. Acum, hai la treabă, Constantine. Și aici sta cu S mic, Sef Paul, cât el e vorba. Hai să o pregătesc. Prima și prima dată, ridichile curățate, respectând rețeta lui Nea Mihai. Ia uite, vezi ce simplu se face rețeta asta că nu o să-ți vină să crezi, dar gustul e ceva senzațional, nu alta. De unde găsești ridiche neagră? Ei bine, găsești peste tot acum. Apare numai în sezonul rece. E proaspătă, delicioasă, gustoasă și face o salată nemaipomenită. Să vezi tu ce simplu e. După câteva clipe mai încolo. Acum, după ce ai spălat-o și ai clătit-o bine, ei bine, o dai pe răzătoare, pe răzătoarea mare. Uite așa. După 3 minute. Acum, dragii mei, etapa următoare, și anume, și-o zis Nea Mihai, cum se poate să nu-l ascultăm? L-ascultăm cu sfințenii. Mi-o zis așa, pune o leacă de oțet, cât la două ridiche am zis să pun vreo 3-4 linguri de oțet, să vină cu o leacă așa de așid, să-i dea și ea și trebuie. Și uite, l-am pus aici, apoi nu stau pe gânduri și tuflez de grabă vreo 6 grame de sare la două ridichi. Iact, ăsta. Nu-ți place așa sărat? Ei bine, nu mânca sărat. Dacă îți place, pune. Că oricum, ridichia trage. Și plus de asta mai lasă și sucul ăla minunat de care avem noi nevoie. Da, ăla care ne face și bine la esofag. Și când suntem în plin sezon de greutăți, că vin virozele. O leacă, răbdare. Și la cei mici, la cei mari, vin virozele. Și ce o să faci atunci? E, ai să te plângi. Tragi repede o fugă la sălățica asta minunată, ține și de foame, are și gust bun, faci și ghin la stomac, faci și ghin la gât, faci ghin la tot. Așa că, hai să pun uleiul. Cât ulei? Am aici vreo 50-60 de litri de ulei. Pun așa peste, ulei de floarea soarelui. Dacă vrei și îți place, pune ulei de la, de măslini. Însă eu țin așa mai pe tradițional, că ulei de primă presă, na, din românica noastră. Atâta s-a putut și să-i faci. După care ți-ai linguroiul și te apuci de treabă. Ia ca așa, să ajungă din tăte pisti tăte. Ia uite. Uite, salată de ridic de la Moș Mihai în vas de bambus. Și nu s-o mai pomenit. Da? Na. El mănâncă din borcan și să-i fac. Ia uite tu și ghine arată. E albă. Și poate să arate ghine. Dar gustul, domnule, gustul, asta mă interesează. Că știi că aici la Șef Paul Constantin garantăm și pui în farfurie. Trebuie să aibă gust. Dacă n-are gust, o iau la sănătoasă, nu de alta. Și nu de alta, m-a bat și Nea Mihai că l-am prezentat pe sticlă și o zic, e, dar și-i faci, m-ai făcut de rușine acum, tu cu salata ta ai dat-o, ridici pe răzătoare și gata, ce-ai făcut acolo? Na, trebuie să-i spun că avem vizualizări, că s-o dus viral, știți voi, așa că hai să-l ajutăm pe Moș Mihai să vadă că sălățica asta funcționează și să-l faci în vedetă. Se poate? Da, se poate. Dai un like, un share, un comentariu, îl distribui peste tot, vorbești cu prietenii tăi, cu nevestele, cu nevasta, cu amanta dacă ai, ca să fie și aia ce trebuie. Hai, hai să-l faci pe Moș Mihai vestit.
Și da, nu-i mai pun nimic altceva, că nici el nu pune. Pentru că așa stă sălățică neagră, are de tăti, are gust din nucă, vine așa o leacă și picantă, da, da, e o leacă de oțăcă. Că de aceea am pus o leacă de oțăt, ca să mai scadă o leacă în intensitate. O sălată cu caracter, ca lui Moș Mihai. Cât sălățica se marinează, că asta se întâmplă repede, că am dat-o pirezătoare. Uite și tu și logorea am, uite și tu cum vorbesc, nu mai pot de poftă, abia aștept să mănânc, că tare bună, tare bună din numai numai. Mă ocup de pești, am aici un macrou afumat, am să-l discos repede de șolane și de chele. După care țară și fac. Stai lângă mine, că îți arăt pas cu pas să știi și tu ce trebuie să faci. Și acum, dragii mei, luați peștișorul, da, simplu, îl discusăți așa pe burtică, că n-am ce să fac cu chelea și o dau deoparte. Uite. O iau așa și o trag peste. Vezi? Simplu ca bună ziua. Din chelea asta rezultat o să fac pantofi. Da. Ia uite. Sau curea. Îi fac curea lui Nea Mihai. Doamne, și o să mă ia asta de urechi. Da, ce să-i fac? N-am ce să-i fac. La el am văzut salata. Asta la mâț, dacă o mâncau. Dacă nu, asta e. Acum, dragilor, intrați frumos în peștișor și îl rupeți în două. Ia ca așa. Vedeți ce simplu e? Prindeți de codiță sau ce-o mai rămas din ea. Și scoateți și raspinării cu ciolane. După care, te gândești cam pe unde ar fi vertebrile la pești. Da, li cauți. Și le scoți afară. Uite-și, unde dai de ciolane, scoți afară. Și da, dragii mei, v-ați prins. Luați peștișorul și rupeți jăghiuță, fâșiuță în sălățic. Dacă mai vezi ciolanele, le dai afară. Nu le lași. Ia așa. Peștile ăsta fac și minuni. Peștile ăsta dă cu virgulă. Da, dacă ai să mănânci și așa ceva, nu o să vină să crezi. Eu am gustat, am mâncat, mi-a plăcut și ia că am făcut. Unde mai pui că și peștele e o minunăție, e bogat în omega 3, ni faci și ghinii, ridichea ni faci și ghinii, tă și am pus aici ni faci și ghinii. Bogat în fibre, vitamini, minerale, tot și vrei. Iactă, am făcut o sălățică pe șinsti. Iactă, asta-i. Acum învârt odată și am scăpat de greșe. După care mănânc și eu alături de voi să văd cum a ieșit. Tare bune, tare bune, crede-mă pe cuvânt. Și acum, din nou cu linguroiul și mai trec o dată prin el, să ajungă din peștele ăsta afumat. Eu am folosit macrou, dacă nu ți-am spus, ia cât ți-am spus acum. Să ajungă din macrou ăsta afumat, peste tot în sălățică. Acum e momentul să guști, să potrivești de sare, de acru, de zahăr, de iute, de cum vrei tu. Și dacă mai vrei să-i adaugi una alta, poți să-i adaugi. Dacă nu, o lași așa cum o faci Nea Mihai. Eu mă gândesc să mai pun ceva verdeață, dar mica aș stricau și nu vreau, nu vreau. Dacă e al Nea Mihai, să rămână al Nea Mihai până la capăt. Hai să o gust, să văd și mai trebuie. Fără să schițez nic, am să iau gură. Ca la și trișăfi. S-o termina cu ei. Așa, și o salată de ridichi. Hai că să vezi reacția imediat. Să le zic eu. Da, stai alea. Mai stai alea, că lângă mine când zic eu toate reacțiile. Deocamdată am gustat să văd dacă are troșii trebuie. Și are. Arde tăti. Nu zic. Dragii mei pofticioși, pregătesc farfuria de final, o mică ședință foto, după care revin către voi cu degustatul. Că asta așteptați cu toții. Să vedeți pe clempăitul de Constantin cum mănânc, nu? Asta vreți. Ei bine, hai să vedem și o să iasă. Dragii mei pofticioși, iacătă, am făcut salata lui Moș Mihai. O nebunie, nu alta. Atât de simplă, atât de gustoasă și da, cu remediu natural. Uite, ridiche neagră. Ne face bine și la stomacel, ne face bine și la gâtuț, ne face bine la virozi, ne face bine la gripă, ne face bine la covrig. Na, uite, asta e, ridiche neagră. Dragii mei pofticioși, a venit momentul să degust alături de voi să vă spun cum a ieșit. Pentru că da, sălățica asta chiar merită atenția noastră și da, îl facem pe Moș Mihai super vestit cu salata lui de ridiche neagră. Pește afumat. O nebunie, nu alta. Așa că în cele ce urmează am să degust alături de voi să vă spun cum a ieșit. Am făcut un fel de tacos cu sălățică ca să pot să iau și eu așa cu de toate și să nu trebuiască să folosesc furculița. Că na, cum altfel să fac gura perfectă? Așa că am să iau de aici un tacos, am pus într-o frunză de salată, puțină salată și hai să vedem cum a ieșit. Dacă e ce trebuie sau nu. Hai, la centru de comandă. Mama mia! Ridichea crocantă, ușor picantă, oțetul își face treaba, uleiul își face treaba, sarea își face treaba. Unde mai pui că peștele afumat completează totul extraordinar de bine. Mamă cum e! Așa un pic de pâniță și încă un tacos de ăsta. Hai din nou la centru de comandă. Un delitiu! Mamă! Și încă una și mă duc. Din care afară de gustoasă. Mamă. Să-i dea Dumnezeu sănătate în Moș Mihai, că l-o scos în cale. Ia uite, uși și bunătate. Era să pierd dacă nu mă întâlneam cu omul ăsta. Mamă. Hai că nu e de glumă. Mă apuc de treabă. Wow.
A, văliu, văliu, tare bună. Am mâncat-o pe tătă și era să mănânc și ridichii asta. Nu, asta las că o scobesc, pun o leac de miere de albine și le dau la ăștia micii mei când e nevoie. Vai leu, ia uite, sop tot, cum să nu-ți poată? Sop tu că e tare bun, tare gustoasă și te invit să o faci tu, că altfel tu pierzi. Așa că, dragii mei pofticioși, în afara faptului că trebuie să-l facem pe Moș Mihai super vestit cu rețeta lui de ridichie neagră și pește afumat, știi ce ai de făcut? Like, share, subscribe, abonare, apreciere pe pagina de Facebook. Urmărește-mă pe TikTok și pe Instagram ca să mai vezi de astea bunătăți de la Moș Mihai. Abonează-te pe canalul meu de YouTube dacă încă n-ai făcut-o până acum. Eu îți mulțumesc că te-ai uitat până la final și că ești alături de mine ca de fiecare dată și că îți plac rețetele mele. Așa că până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămând de amintiri, mereu pofticios, cu gândul la bunătatea asta că și-am gătit-o eu pentru voi. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și sâc sâc pentru Constantin că i-am mâncat salata. Am plecat. Pa, pa. Mamă, mamă, ce bun a fost.